Bună ziua tuturor! Am primit motive să continui seria de videoclipuri despre marcajele care ucid și astăzi suntem la episodul 4. Dacă prostia ar durea, probabil că am scăpat de imbecili care să ne dea sfaturi și soluții, dar cel mai bun lucru care s-ar întâmpla ar fi acela că imbecilii ăștia n-ar mai putea să scrie procese verbale de sancționare, nu ne-ar mai pune pe drumuri și nu ne-ar mai face viața un calvar. Proștii ăștia ne macină viața zi de zi. Și datorită incompetenței și corupției, mor oameni. Alții ajung cu invalidități pe viață, iar noi toți plătim pentru asta. Toate acestea se plătesc din bugetul public la care contribui și tu, zi de zi. Prietenul nostru, comisarul șef Perțea, de la Poliția Animalilor Bihor, îi provoacă pe abonații canalului său din nou. După ce a reinventat sensul giratoriu, considerând că sensul giratoriu este o intersecție, acum ne spune cum poți intra din banda 1 în banda 2, poți să provoci un accident și să-l faci vinovat pe cel care circulă corect. Nu sunt un abonat al canalului comisarului șef Perțea, însă un abonat al canalului meu mi-a cerut o expertiză față de acest accident și mi-a trimis și desenul intersecției în cauză. Mi-a trimis și linkul cu locația în Google Map. Analizând planșa care corespunde cu marcajele din Street View, văd că aici arhitectul a desenat o soluție de fluență maximă, aproape perfectă. Poliția rutieră a avizat fără obiecții, pentru că oricum, marea majoritate a ofițerilor care avizează semnalizarea rutieră nu înțeleg nimic. Când spun aproape perfect, spun că lipsește un detaliu care îi face pe mulți șoferi și mulți polițiști de la rutieră să-și expună fanteziile sau delirul. Înainte să vedem fragmentul video copiat de pe canalul comisarului șef Perțea și înainte de a explica logica acestei intersecții, hai să facem un exercițiu propriu. Care este intersecția dintre splaiul Nicolae Titulescu și strada Jiul? Și încă o întrebare. Dacă la trecerea de pietoni din splaiul Nicolae Titulescu ajung simultan cele două vehicule, cum își vor continua deplasarea după trecerea de pietoni? Cine va trece primul? Vehiculul galben sau vehiculul roșu? Gata? Hai să vedem aberațiile comisarului șef Perțea. După cum vedem, cel care filmează vine de pe un drum unde sunt două benzi pe sens. Banda pe care se află el are săgeată obligatoriu înainte. Întâlnește indicatorul cedează trecerea. Are inclusiv marcaj pe asfalt de cedează trecerea, are marcaj transversal care îl obligă să oprească dacă trebuie să acorde prioritate cuiva, după care acesta își continuă deplasarea și aici intră în impact cu dubița galbenă care a schimbat banda. Analizând semnalizarea rutieră, da, marcajele și indicatoarele din intersecție, vorbim clar de o neacordare de prioritate din partea celui care filmează, care este vinovat exclusiv de producerea acestui accident de circulație, pentru că el este obligat să acorde prioritate. Doar atât. Dacă vreți să vedeți toate inepțiile, luați linkul din descriere. Vă dați seama câți polițiști gândesc ca el? Dacă cel care filma pleca în vacanță în străinătate, vă dați seama că un polițist ca Perțea îi ridică permisul și distrugea concediul unei familii? Sau dacă cel care filma este șofer profesionist și trăiește din șofat, rămânea fără obiectul muncii? Vă recomand din nou să nu vă lăsați păcăliți sau intimidați de polițiști tâmpiți și vă recomand să reacționați. Incompetența și prostia nu sunt infracțiuni, însă incompetența și prostia sunt abuz în serviciu dacă îți sunt lezate interesele. Ori, polițistul se prezume că este instruit, că are suficientă pregătire și abilități pentru a aplica legea. Dacă sunteți victima unui abuz de acest gen, nu ezitați să faceți plângeri penale pentru abuz în serviciu. Perțea nu mai este un pericol direct pentru șoferii din stradă, pentru că a fost avansat de la poliția rutieră la poliția animalilor, dar promovează în online o tonă de imbecilități. Iar în stradă veți întâlni încă o grămadă de polițiști clonați după mintea și inteligența lui. Comisarul șef Perțea îi tâmpește și mai mult pe analfabeții funcționali care îl elogiază pe canalul lui, încurajându-i să procedeze în mod incorrect în trafic. Cu ăștia vă întâlniți în trafic. Probabil că îi vedeți zi de zi. Hai să vedem care sunt prioritățile din marcajul existent în această intersecție. După cum se poate observa,
Splaiul Nicolae Titulescu este un drum cu circulație în ambele sensuri până la intersecția cu strada Jiul, iar mai apoi este sens unic. Banda 1 este destinată exclusiv virajului la dreapta, în strada Jiul, fără restricții de prioritate. Cei ce intră din Titulescu în Jiul nu se intersectează cu nimeni. Am mai discutat despre intersectare în videoclipurile cu sensul giratoriu pe care comisarul șef Perțea nu-l înțelege. Dacă nu sunteți la curent, căutați pe canal Secretele sensului giratoriu. Banda 2 a splaiului Titulescu este destinată exclusiv pentru direcția înainte, continuând deplasarea tot în Nicolae Titulescu, însă cu pierderea priorității față de banda 2 care coboară din strada Jiul și virează la stânga în Titulescu. Doar aici, în acest punct, se produce intersectarea vehiculelor dintre splaiul Titulescu și strada Jiul. Pentru a continua deplasarea pe direcția înainte, cei ce vin din Titulescu trebuie să acorde prioritate de trecere celor ce vin din dreapta, din strada Jiul, și virează la stânga, în splaiul Titulescu. După acordarea priorității, dacă e cazul, cei din Titulescu pot continua deplasarea înainte, în banda 2 a splaiului. Probabil că nu trebuie să mai spun că dacă este necesar, se acordă prioritate de trecere la trecerea de pietoni. După trecerea de pietoni, nu mai există nicio altă intersecție. Există doar două benzi care se află pe splaiul Nicolae Titulescu. De aici încolo se aplică regulile de circulație pentru arterele cu două benzi pe sens. Acum să vedem prioritățile și restricțiile pentru cei ce vin din Jiul și intră în Titulescu. Cei din banda 2 din strada Jiul au obligația de a se deplasa înainte și curbă la stânga. La intersectarea cu Titulescu nu au nicio restricție de prioritate, așa că își continuă drumul nestingheriți. Cei din banda 1 din strada Jiul au obligația de a se deplasa la dreapta pe Titulescu fără a se intersecta cu vehiculele din splaiul Nicolae Titulescu din partea stângă, pentru că sunt benzi dedicate, separate, corespunzător prin marcaje specifice. Aici suntem doar pe splaiul Nicolae Titulescu, care are două benzi cu sens unic, dar care se reduc ulterior la doar o bandă de deplasare, pentru că în spațiul din banda 1 s-a configurat o parcare. Cei din banda 1 sunt obligați prin marcajele aplicate să își continue deplasarea pe splai în banda a doua, care devine bandă unică. Deci cei din banda 1 vor trebui să acorde prioritate de trecere celor care circulă în banda 2. După mintea și inteligența comisarului șef Perțea, care nu cred că ar fi în stare să rezolve un puzzle de 12 piese, prioritate de trecere au cei ce vin din strada Jiul și trebuie să ajungă în banda 2 din Titulescu. Dacă arhitectul, constructorul, administratorul drumului sau cine a gândit această intersecție ar fi dorit ca cei din Jiul să poată vira dreapta în Titulescu și să continue deplasarea în regim prioritar, ar fi trebuit să instaleze un indicator sau cel puțin să pună un marcaj de cedează trecerea și o linie discontinuă de delimitare a zonei de oprire pentru cei ce vin din Titulescu. Ori așa ceva nu există. Sau există doar în mintea unora care nu obțin 60 de puncte la testele de inteligență și în delirul lor văd tot felul de priorități care nu există. Îi compătimesc pe cei care se luptă cu fantomele din trafic și plâng pe cei care sunt victimele lor. Soluția asta n-ar fi fezabilă pentru că inevitabil intersecția dintre Titulescu și Jiului, singura intersecție cu suprafețe matematice geometrice, s-ar putea bloca uneori în funcție de valorile de trafic. Pentru cei care au dormit la orele de matematică sau moțăiau în ultima bancă, căutați pe Wikipedia ce înseamnă intersecție din perspectiva matematice. Mama ei de școală. Am spus la începutul acestui video că arhitectul a desenat o soluție de fluență aproape perfectă. Tehnic, am două critici. 1. Nu prea înțeleg ce fel de linie discontinuă este marcajul dintre benzi
din Splai, cel de după trecerea de pietoni, pentru că cu siguranță nu este un marcaj de ghidare, pentru că linia discontinuă este groasă ca un marcaj de separare a benzilor și lungimea acestora este destul de mare, însă distanța între liniile discontinue este prea mică. Eu cred că din lipsă de spațiu sau datorită distanței mici până la parcare care s-a configurat în banda 1 a splaiului, s-a ales această formulă, cu marcaj de separare a benzilor, utilizând distanțe mai mici între liniile discontinue. Și 2. Cel care a desenat marcajele n-a avut în vedere factorul uman, așa cum toată societatea românească ignoră factorul uman. Ți se dă o normă și tu trebuie doar să o respecti, fără ca nimeni să nu se întrebe dacă ai înțeles ce ai de făcut sau dacă ești suficient de abil pentru a conștientiza subiectul. Toți par să se bucure când cineva greșește. Sancțiunea pare să fie obiectivul și nu prevenția. Pentru ca acest marcaj să fie mai aproape de perfecțiune, ar trebui pus un marcaj cedează trecerea pentru cei ce vin din strada Jiul în banda 1. Astfel ar fi clar și pentru șoferul cu duba galbenă și pentru comisarul șef Perțea și pentru alții că trebuie să cedeze prioritatea de trecere la schimbarea benzilor, să acorde prioritate celor care circulă în banda 2. Și intervine factorul uman, nivelul de educație, de înțelegere, de atenție, care este diferit de la un individ la altul și în același timp poate fi afectat de evenimentele sociale de zi cu zi. Orice emoție negativă poate afecta negativ atenția, concentrarea și luarea deciziilor. Semnalizarea rutieră trebuie să țină cont și de factorul uman, pentru că omul nu este un soft, nu este o mașină. Uneori și mașinile eșuează. Am întrebat în episodul cu pasajul Unirii, câte indicatoare ai văzut astăzi? 100%? 50%? 20%? 10%? Dacă răspunsul tău a fost sau este de 100%, atunci cu siguranță trebuie să consulți un medic. Nimeni nu conduce zilnic pe același traseu urmărind indicatoarele. Utilizăm memoria pentru a face lucruri repetitive. Așa funcționează creierul uman. Dacă mâine se schimbă direcția de mers a unui sens unic, toți cei care au mai fost prin acel loc vor intra pe interzis. La fel se întâmplă și în pasajul Unirii, unde au loc atât de multe accidente. Semnalizarea rutieră trebuie să aibă în vedere factorul uman pentru a preveni producerea de conflicte, de contravenții, pentru că astea duc la accidente, iar accidentele duc nu numai la pagube materiale, ci și la morți și la grav răniți. Și în final, pentru ca acest marcaj să fie perfect, ar trebui să fie aplicată vopsea reflectorizantă. Da, este un subiect tabu în România, dar foarte important în toate statele civilizate care pun preț pe siguranța traficului și pe respectul cetățeanului care plătește taxe și impozite. În standardele românești, aproape că nici nu se vorbește despre reflectivitate. Standardul SR 1848, versiunea 7, din 2015, spune că vizibilitatea marcajelor rutiere trebuie să fie asigurată în toate anotimpurile, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Asta e tot. Mergem la instrucțiuni. Clase de performanță privind vizibilitatea marcajelor. În instrucțiunile tehnice ale CNADNR, unde sunt trecuți câțiva indicatori, sunt sub limita minimă a standardelor statelor civilizate. În România, vedem că sunt permise prin instrucțiuni, nu prin standarde, valori de puțin peste 100 sau chiar sub 100 milicandele pe metru pătrat, care sunt acceptate pentru marcajele noi. 100 de milicandele pe metru pătrat este valoarea la care trebuie să reînnoite marcajele rutiere atât în Statele Unite, cât și în cele mai multe țări din Uniunea Europeană. Astfel spus, ceea ce pentru alții este prost și trebuie înlocuit, noi acceptăm pentru marcajele noi. Dar cine să aibă grijă reflectivității marcajelor? Poliția rutieră prin iluștrii lor conducători mi-au răspuns că recepția marcajelor rutiere se realizează de către o comisie de recepție din care fac parte responsabilul cu supravegherea execuției marcajelor, șeful unității de drumuri, precum și executantul marcajului.
În cadrul acesteia se pot efectua determinări vizuale ale marcajului rutier, iar dacă determinările vizuale conduc la opinii divergente în cadrul comisiei de recepție, în ceea ce privește rezultatele obținute pentru rezistența la uzură, retroflexie, luminanță și aderență, atunci se fac măsurători precise cu aparate de către Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau alte centre specializate în efectuarea măsurătorilor de acest tip. Semnează mai mari poliției rutiere. Voi vă dați seama în ce țară trăiți? Poliția rutieră nu are nici un reflectometru în dotare. Măsurarea reflectivității marcajelor se face ochiometric, pe bază de opinii și numai atunci când Dorel cu Costel nu sunt de aceeași părere și au opinii divergente. Unul vrea țuică și celălalt vrea bere. Doar în acest caz se poate apela la CNAIR sau la alte centre specializate. Păi cum vă fac ăștia testele domnilor de la rutieră? Vi le fac pe ochi frumoși? Sau trebuie să plătiți? Cu ce plătiți? Aveți în bugetele aprobate rubrică de cheltuieli cu măsurarea calității marcajelor? Nu cred. Aș putea paria că nu. Pentru cine nu știe, calitatea marcajelor rutiere constă în reflectivitate, aderență și uzură, adică rezistența la uzura în timp. Bun. Am să solicit un răspuns să aflu câte teste de reflectivitate, aderență și uzură s-au făcut în ultimii ani în România pe categorii de drumuri noi sau vechi și pe ranguri de drumuri, așa cum sunt clasificate. Autostrăzi, drumuri naționale, județene, locale, etc. Chiar sunt curios să aflu cât de mare sau cât de mic este zero. Semnalizarea rutieră este responsabilă de mai mult de jumătate din accidentele rutiere din România. Ori există semnalizare și marcaje prost aplicate, ori nu există deloc. În România mor anual în accidente rutiere aproximativ 2000 de oameni, adică mai mult de 5 pe zi, și sunt grav răniți peste 8000, adică în medie peste 22 de oameni sunt grav răniți zilnic. Victimele sunt în diverse locuri din țară și sunt mai puțin vizibile decât morții și răniții de la colectiv. Însă tragedia este mult mai mare. Și nu înțeleg pasivitatea autorităților. Oamenii incompetenți sunt plătiți de noi să ne omoare. Vă mai amintiți de cazul Gigină? Nu o prea l-a omorât. Nu ploaia sau asfaltul umed, ci lipsa semnalizării unei lucrări în carosabil. Cine a dat avizul acelei lucrări, domnilor de la rutieră? Alo? Poliția rutieră? Da. Ați văzut în România lucrări semnalizate cu marcaje reflectorizante galbene, adică marcaje temporare, și ați văzut balize luminoase care se arată de la un kilometru că există o lucrare în carosabil? Eu n-am văzut. Îmi amintesc însă de ianuarie 1990, când am ieșit pentru prima oară din țară. Autostrăzile din Austria și Germania îmi dădeau impresia că sunt într-un film științifico-fantastic. Atâta lumină reflectorizantă nu văzusem în viața mea. Iar la lucrările de pe carosabil, mi se părea că era o mare risipă de resurse. Autoutilitare cu panouri și lumini în spate și zeci de balize luminoase și panouri reflectorizante care făceau ca drumul să arate ca un pom de iarnă. Totul era foarte clar. Nu puteai să ratezi o deviere sau să o ignori. Asta e țara. Votăm ca proștii, trăim ca asemenea. Sau mândri. Chiar nu înțeleg de ce sunt unii mândri. Dana, dacă sfințim mașina cu un sobor de preoți, cu siguranță toate vor merge bine. Înger, îngerașul meu, sfințește acest BMW. Hai cu like-urile și cu share-urile, azi în Timișoara, mâine în toată țara, să înțeleagă toți funcționalii de ce sunt plătiți. Doamne miluiește!